Prințul mi-a lapte, Nina Casian. Într-o împărăție cam ploioasă, trăia un împărat și o împărăteasă. Ce aveau, cum se cuvine, și un prinț, singur la părinți. Prințul era de 6 anișori și mi-o lăia din noapte până în zori. În loc de vreau, spunea mi-o lau și tot mi-o lau pentru nu vreau. N-am înțeles, veți spune voi. Ce-i ăsta, prinț sau episoi? Răbdare, dragii mei copii, și singur vă veți lămuri. Deci, cum spuneam, cu prințul Miolăi nu era deloc leznele trăi. Când i se aduceau bomboane, el Miolăia că vrea baloane. Și în loc de baloane vrea trombone, și în loc de trombone vrea bomboane. Dar niște bomboane cu gust de baloane și în care să sufle ca niște trombone. Astfel de dulciuri, vai, nu se găseau. Și prințul Miolăia miorlau. Miorlau de ce afară e soare, miorlau de ce afară plouă, miorlau că de ce e zi de lucru, miorlau că e sărbătoare. Părinții nu mai știau ce să-i mai facă, numai să tacă. Îi aduceau în fiecare zi 1101 jucării. Ah, dar prințul nostru nu tăcea de fel. El vrea ceva știut numai de el. Miorlau, de ce luna lună? Miorlau, friptura nu e bună. Miorlau, vreau să mănânc compot. Nu vreau compot, că nu mai pot. Albiși împăratul, albiși împărăteasa, de atâta miolăială se îmbolnăvise casa, canaria sârziră, căței reșinară, iar cai se mutară cu tot în altă țară. Și se făcu, pe câte știu, în jurul prințului pustiu. Doar mățele sosiră toate, cu cozile încârligate, torcând de zor la prințișor. Sfârr, sfârr, miau, miorlau, hai cu noi, nu ești prinț, ești pisoi, nu mai sta, vino încoa, de acum șoareci vei mânca. Atunci, prințișorul, de frică să nu se prefacă în pisică, uită de miolăitul lui, firește și prinse să vorbească omenește. Atunci, pisicile au plecat tip-tip-tip-tip. Acesta nu-i pisoi, ci e copil. Și foarte bosunflate fură ele, că au putut astfel să se înșele. Dragi copii, povestea e gata. Să vă duceți imediat și la mama și la tata să le spuneți răspicat. Iubiții mei părinți, nu vreau să fiu și eu un prinț miorlau.